Mereu aproape de oamenii cu care soarta n-a fost prea generoasă, parlamentarul Florian Nicolae este hotărât să inițieze un nou proiect care îi vizează pe cei mai săraci. Deputatul susține că oamenii fără un loc de muncă trebuie înțeleși și mai mult de atât ajutați și aici se referă la cei fără niciun venit. Așa s-a hotărât să propună grupului de firme Nova Force, pe care chiar el l-a creat, să le fie alături celor nevoiași cu hrana de zi cu zi. Urmează să discut cu grupul de firme Nova Force și să luăm în analiză, să ia în analiză personalul de conducere al acestui grup de firme, posibilitatea asigurării hranei unor oameni care nu au niciun fel de venit din orașul Giurgiu. Deputatul Florian Nicolae susține încă o dată necesitatea locurilor de muncă în Giurgiu. Mai mult de atât, îi înțelege pe șomeri care, deși nu au venituri, sunt obligați să plătească dările către stat. Să știți că la Giurgiu este o mare nevoie de noi locuri de muncă, este o mare nevoie de, să zic așa, de mângâierea celor care se află în stare de nevoie. Când spun stare de nevoie, mă gândesc la acei concetățeni ai noștri care nu au un loc de muncă, nu realizează venituri, în schimb trebuie să-și plătească asigurarea la sănătate, sigur, pe aia e obligatoriu, dacă nu este, n-are venituri și nu este nici șomer. De asemenea, trebuie să-și plătească impozitele și taxele către administrația locală, trebuie să-și plătească mâncarea. În același context, Florian Nicolae a mai subliniat că dacă în 2 ani în Giurgiu nu vor veni investitori care să creeze locuri de muncă, cei aflați în dificultate își vor pierde tot ceea ce au din cauza datoriilor.